fost odată ca niciodată, a fost odată un împărat. Acest împărat avea 3 fete. Rămânând văduv, toată dragostea lui și-o aruncase asupra fetelor. Ele, măritându-se și văzând sârguința ce punea părintele lor ca să le crească, să le învețe și să le păzească de orice răutăți și bântuieli, se sileau și ele din toate puterea lor ca să-l facă să-și uite mâhnirea ce-l cuprinsese pentru moartea mamei lor. Într-una din zile, ce-i vine împăratului că nu mai întrebă pe fata cea mai mare? Fata mea, cum mă iubești tu pe mine? Cum să te iubesc, tată? Iaca, eu te iubesc ca mierea, răspunse ea, după ce se gândi că acel lucru poate fi mai dulce pe lume. Atâta o tăie capul pe dânsa, atâta și vorbi. Să-mi trăiești, fata mea, să-mi facă Dumnezeu parte de tine. Și întrebând și pe fata cea mijlocie, dar tu, cum mă iubești pe mine, fata mea? Ca zahărul, tată. Atâta o tăie și pe dânsa capul și atâta răspunse. Să-ți deie Dumnezeu bine, fata mea, să mă bucur și de tine. Pasămite, fetele acestea erau lingușitoare și știau să-și arate iubirea către părintele lor mai mult decât o aveau. Împăratul se bucură mult când auzi de la fetele lui cele mai mari cât îl iubesc. El credea că nu poate să existe altfel de iubire decât cea dulce ca mierea și dulce ca zahărul. Și, uitându-se și la fata cea mai mică, ce sta de o parte sfioasă, o întrebă și pe dânsa. Cum mă iubești tu, fata mea? Ca sarea în bucate, tată, răspunse și ea cu fața senină, zâmbind cu dragoste și lăsându-și ochii în jos de rușine că vorbise și ea. Ea se rușina, văzând că tată său o băgase și pe ea în seamă, ca o mai mică ce era. Când auziră surorile ei răspunsul ce l-a dat ea tatălui lor, pufniră în râs și își întoarseră fețele de la dânsa. Iar tatăl lor se încruntă și, plin de supărare, zise: Ia fă-te mai încoane, sucotito, să ne înțelegem la cuvinte. N-auziși tu pe surorile tale cele mai mari cu ce fel de dragoste mă iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele ca să-mi spui câtă dragoste dulce ai și tu către tatăl tău? Pentru asta oare mă trudesc eu ca să vă crești și să vă dau învățătură cum altele să nu fie în lume ca voi? Să te duci de la mine cu sarea ta cu tot. Când auzi fata cea mai mică a împăratului urgia tatălui său, ce cădea pe capul ei, intră în fundul pământului de mâhnire, căci se supărase și se-l supărase și pe tatăl său și, încumetându-se, zise: Să mă ierți, tată, că eu n-am vrut să te supăr. Eu am socotit cu mintea mea că dragostea ce am pentru tine este, dacă nu mai presus decât a surorilor mele, dar nici mai prejos decât mierea și zahărul. Auzi, auzi, o întrerupse tatăl său, și mai ai obraz să te atingi de surorile tale cele mai mari. Să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești, să nu-ți mai auzi de nume. Îi închise gura și o lăsă plângând. Surorile vrură să o mânghie, dar cu niște cuvinte atingătoare, care îi făceau mai mult rău decât bine. Fata cea mai mică a împăratului, dacă văzu că nici surorile nu o cruță, își puse nădejdea în Dumnezeu și se hotărâ să plece unde mila Domnului o va duce. Își luă deci din casa părintească un rând de haine proaste și vechi și pribeci din sat în sat până la curtea unui alt împărat. Ajungând acolo, stătu la poartă. Chelăreasa o văzu și dacă veni la dânsa, o întrebă ce vrea. Ea răspunse că este o fată săracă și fără de părinți și ar vrea să se bage la stăpân, dacă ar găsi vreun loc. Tocmai atunci ieșise ajutarea chelăresei și ar fi voit să bage pe alta. Se uită la dânsa chelăreasa cu ochi pătrunzători și îi se păru a fi bună să o ia pe dânsa în slujbă. Fata de împărat mai fu întrebată ce simbrie cere și ea răspunse că nu cere nicio simbrie, fără decât să slujească o bucată de vreme și dacă slujba ei va fi vrednică de vreo simbrie, să-i dea atât cât va face. Chelăreasa se bucură văzând-o că răspunde așa de cuminte și o luă să-i fie ajutoare.
Îi spuse ce are să facă și îi dete pe mână un vraf de chei din mai multe ce avea. Fata era cu minte și deșteaptă. Ea începu să deretice prin cămară și prin dulapurile de la care avea cheile și să pună fiecare lucrușor la rânduiala lui. Toți, cu totul, aveau sfială de dânsa și nu-i găsea nimeni vreo faptă care să le dea dreptul a-i atârna vreun ponos de coadă. Vestea despre vrednicia și smerenia ajutoarei de chelăreasă ajunse numai decât și la urechile împărătesei. Ea dori să o vadă. Iar dacă se înfățișă împărătesei, fata de împărat știu să se arate și să vorbească din inimă curată, fără prefăcătorie și fără multă îndrăzneală. Împărăteasa prinse o îndrăgi. Ea bănui că ajutoarea de chelăreasă nu poate să fie de neam prost. Vezi, Doamne, cum se cunoaște cât de colovița cea bună. Și așa cum vă spusei, împărăteasa luă pe fată ajutoarea chelăresei pe lângă dânsa. Unde se ducea împărăteasa, mergea și ea. Când se punea împărăteasa la lucru, lucra și ea. Apoi, lucru ce ieșea din mâna ei era mărgăritar, nu altceva. Din toate, cuvintele cele înțelepte ce ieșeau din gura ei plăcură împărătesei mai mult decât orice. Ce să întindem vorbă multă? Ajunsese să fie nedespărțită de împărăteasa. O iubea împărăteasa ca pe copilul ei. Se mira și împăratul de atâta alipire a împărătesei către această fată. Acest împărat avea un fecior singur la părinți. Tatăl său și mumăsa se uitau la dânsul ca la soare. Îl pierdeau de drag ce le era. Și, mergând împăratul la un război, luă și pe fiul său cu dânsul ca să se deprinză cu ale războaielor. Acolo, nu știu cum se făcu, nu știu cum se drese, că numai cel aduseră acasă rănit. Să fi văzut acum pe măsa jăliră și plânsete, nu mai știa ce să-i facă ca să-l vindece mai curând. Nopțile le făcea zile priveghindu-l la boală. Iar dacă o ajunsese oboseala de nu mai putea sta în picioare, împărăteasa puse pe fata ei din casă, ca pe un om de credință, să îngrijească de dânsul și apoi, când una, când alta, erau nelipsite de lângă patul rănitului. Cuvintele cele blânde și înțelepte ale fetei, mânghierile ei cele dulci și neprefăcute, smerenia ei, deșteptară în inima bolnavului o simțire ce nu avusese până atunci. Iar mai mult decât toate, cum știa ea să umble de binișor când îi îngrijea rănile, făcu pe fiul de împărat să o iubească ca pe o soră, căci pare că i-a alinat durerile când punea ea mâna pe rănile lui. Într-o după-amiază, după ce se făcuse mai bine, când sta de vorbă cu mama lui, el îi zise: "Știi ce, mamă? Mie mi-ar fi voia să mă însor." "Bine, măicuță, bine. Mai bine de tânăr decât să intri în valurile lumii. Să-ți caute mama o fată bună de împărat și de neam și de treabă." "Ea e găsită, mamă." "Da? Și cine este? O știu și eu?" "Să nu te superi, mamă, dacă ți-o-i spune. Mie mi-a rămas inima la fata dumitale din casă. O iubesc, mamă. O iubesc ca pe sufletul meu. Din câte fete de împărați și de domni am văzut, nici una nu mi-a plăcut ca dânsa. Ea mi-a robit inima." Se împotrivi împărăteasa oarecum, dar nu fu cu putință să întoarcă pornirea fiului ei de la această însurătoare. Dacă văzu și văzu că altfel nu se poate și că fata aceea și alesese fiul ei să o ia de nevastă este cu minte, blândă, cu bună judecată și mai presus de toate este smerită, cinstită și vrednică, se învoi și dânsa. Rămase acum să înduplece și pe împăratul, tatăl băiatului, ca să primească și dânsul alegerea fiului lor. Pentru aceasta nu fu mare greutate, căci atât mama, cât și fiul căzură cu rugăciune și lăudară pe fată cum știuseră ei mai bine. Logodiră deci împăratul și împărăteasa pe fiul lor cu fata din casa împărătesei și hotărâră nunta. Când începură a face poftirile la nuntă, logodnica fiului de împărat se rugă cu cerul, cu pământul, ca la nuntă să poftească și pe împăratul cu tare, pe tatăl ei, adică. Se feri însă de a spune cuiva că este fata acelui împărat.
socrii primiră să-i facă voia și poftiră la nuntă și pe acel împărat. În ziua cununiilor veniră toți musafirii la nuntă. Se începură veseliile și ținură toată ziua ca la împărați, de ce să zici. Seara se întinse o masă de aia împărătești cu fel de fel de mâncări, de băuturi, de plăcinte și de alte bunătăți, de să-ți lingi și degetele când le vei mânca. Mireasa poruncise bucătarilor ce bucate să gătească. Ea însă, cu mâna ei, găti deoparte toate acele feluri numai pentru un musafir. Apoi, dete poruncă unei slugi credincioase să bage bine de seamă ca, aducând la masă bucatele gătite de dânsa, să le pună dinaintea împăratului, poftit după rugăciunea ei. Dar să se îngrijească să nu le pună dinaintea altcuiva, că e primejdie de moarte. Sluga cea credincioasă făcu întocmai precum i se poruncise. După ce se așezară toți poftiții la masă, începură a mânca și a se veseli cât nu se poate spune. Împăratul cel poftit, adică tatăl miresei, mânca și nu prea. Încă de când venise, el se tot uita la mireasă și pare că îi zicea inima ceva, dar nu-i venea să crează ochilor. Pasămite, el își asemuia copila și, neputându-și da seama de cum ajunsese ea să se mărite după un fecior de împărat, nu coteza să zică nimănui nimic. Vezi că trudele și necazurile ce suferise răbiata fată au schimbat-o față de cum o știa tatăl său. Și, îndemnându-se de pofta cu care mâncau mesenii, ar fi voit și dânsul să mănânce și să se veselească. Dar după ce gustă o dată sau de două ore din bucate, se opri. Sluga, care îi aducea bucatele, le ridica întregi neatinse. Se mira acest împărat cum de toți mesenii mănâncă cu poftă niște bucate care pentru dânsul n-aveau niciun gust. Se încumetă și întrebă vecinul din dreapta. Acesta îi răspunse că astfel de bucate bune n-a mâncat de nu ține minte. Gustă și împăratul din talerul vecinului și văzu că bucatele sunt bune. Asemenea, făcu și la vecinul din stânga. Îi lăsa gura apă după bucatele cele bune ce gustase de la vecin. Foamea îi da zor să îmbuce și el. Dar cine putea să mănânce bucatele ce îi se aduceau lui? Răbdă ce răbdă, de rușine, lua el câteodată și din bucatele ce îi se aduceau ca să nu se facă de râs între meseni, dar încolo nimic. În cele din urmă nu se mai putu opri, ci, ridicându-se în sus, zise cu glas tare: bine, împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bați joc de mine? Vai de mine, măria ta, cum se poate să-ți treacă prin gând una ca aceasta? După cum vede toată adunarea, te cinstesc și pe dumneata, ca pe toți ceilalți împărați, fără nicio deosebire. Ba să mă ierți, împărate, bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat, numai ale mele nu. Se făcu foc de supărare împăratul socru și porunci ca numai decât să vie bucătarii să-i dea seamă de ceea ce au făcut și vinovații să se dea de-a morții. Știți ce era? Iaca mireasa gătise toate bucatele pentru tată său fără sare, ci numai cu miere și cu zahăr. Când solnița de dinaintea lui era plină cu zahăr pisat și degeaba lua bietul împărat cu cuțitul din solniță, ci credea el că este sare și punea în bucate. Ele, în loc să se facă mai bune de mâncare, se făceau și mai dulci decât erau și mai rele. Atunci se ridică mireasa în sus și îi zise împăratului socru: eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat și iată pentru ce am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu. Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mari, una îi răspunse că îl iubește ca mierea, alta ca zahărul. Eu i-am zis că îl iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit că nu se poate mai multă iubire decât aceasta. Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lăsat să pierd și, prin muncă, cinste și hărnicie, am ajuns unde mă vedeți. Acum am vrut să dovedesc tatei că fără miere și fără zahăr poate omul să trăiască, dar fără sare, nu. De aia i-am gătit bucatele fără sare. Judecați dumneavoastră cu minte împărătească cine
a avut dreptate. Toți mesenii, într-o glăsuire, găsiră cu cale că pe nedrept a fost gonită din casa părintească fata. Atunci, tatăl miresei mărturisi că n-a știut să prețuiască înțelepciunea fetei sale și și-a cerut iertare. Fata și ea i-a sărutat mâna și și-a cerut și dânsa iertare dacă fapta ei l-a supărat. Apoi se puseră pe o veselie și pe o petrecere de se duse vestea în lume. Tatăl fetei se veselea, nu se veselea, dar socru știu că se veselea și se mândrea că a dobândit-o așa noră și de viță bună și înțeleaptă și harnică. Și încălecai pe oșa și vă spusei dumneavoastră așa.